Continuăm cursul Surse în comutație, am ajuns la lecția 6. În lecțiile anterioare am explorat câteva noțiuni de bază despre proiectarea unui convertor buc folosind componente discrete. Acest proces, deși educativ și esențial pentru a înțelege principiile de bază, poate fi destul de complex și consumator de timp. Astăzi, în industrie, sunt folosite circuite integrate, dedicate sau module specializate pentru astfel de DC-DC converter. Astăzi vom face un pas înainte și vom simplifica procesul folosind un modul integrat Magic Power Module de la Würth Electronic. Dispozitivele Magic Power Module de la Würth Electronic sunt deja un standard în industrie și le găsim în foarte multe dispozitive industriale. Au foarte multe avantaje, sunt simple de utilizat și sunt foarte eficiente. Pe pagina Würth Electronic, am să las un link în descriere, găsiți toate informațiile necesare, cum se folosește acest modul, la ce se folosește. De exemplu, puteți să puneți pe engleză pagina și găsiți toate informațiile necesare. De exemplu, este util pentru alimentarea de microcontrolere, pentru diferite interfețe, pentru sisteme de telecomunicații și așa mai departe. Deci există un spectru larg de utilizare pentru acest modul. Totodată găsiți și note de aplicații, cum să proiectați PCB-ul, cum să proiectați circuitul, sunt și câteva videotutoriale despre diferite scenarii și analize și simulare termică și așa mai departe. În următoarele video vă voi ghida pas cu pas prin procesul de începerea proiectării unui PCB de calitate profesională, având în vedere detalii fine și respectând recomandările tehnice sugerate de producător. Așa deci vom explora cum să creați un modul versatil, ideal pentru aplicațiile voastre specifice sau pentru pur și simplu utilizare în laborator. Eu dețin o placă de evaluare pe care o voi folosi pentru a vă prezenta diverse măsurători și teste, dar nu ne vom limita doar la aceasta, ci vom proiecta și construi o placă personalizată începând de la zero. Așadar, să ne punem la treabă. Voi proiecta în programul meu preferat, Target 3001. Am instalat o versiune gratuită aici și o versiune în limba engleză. De obicei folosesc o versiune pentru business și sunt obișnuit să lucrez în limba germană, dar pentru voi, ca să urmăriți toți pașii și să faceți ce fac și eu, am să folosesc o versiune în limba engleză acum. Bun. Totodată am deschis într-un alt monitor un datasheet cu toate detaliile tehnice despre aceste module, avem scheme, avem foarte multe informații aici despre cum să-l proiectăm, cum să-l calculăm, dar o să vă prezint eu pas cu pas fiecare operație. Bun, hai să începem. Voi folosi un modul care are un cod lung. Merg în biblioteca de componente și voi căuta aici după acest modul, bineînțeles nu îl găsește, dar voi folosi SAM Access, asta este fain aici la Target, deoarece pot să-mi caut modelele pentru componente direct din program pe alte platforme, da? Și este destul să descarc modelul și îl am deja în Target, da? Și am și pachetul, capsula, așa că dublu clic aici și îl întorc și îl introduc aici în schema. Bun. Acum hai să explicăm un pic ce face fiecare pin de la acest modul. Aici avem VIN, după cum spune și numele, pinul de intrare, este responsabil pentru alimentare, este un terminal pentru o sursă de tensiune de intrare. Este necesar aici să plasăm un condensator de intrare în apropiere de acest PIN și pe ground. Avem pinul 2, aici o rezistență externă de la acest pin, la VIN, stabilește timpul de funcționare și frecvența aplicației. Avem EN pinul 3,
Aici, conectarea acestui pin la ground dezactivează dispozitivul. Conectarea acestui pin la o tensiune mai mare de 1,18V, dar mai mică de 6,5V, sau lăsându-l neconectat, activează dispozitivul. Acest pin poate fi folosit pentru a realiza un under voltage lockout, adică aceasta este o caracteristică de protecție prezentă în multe dispozitive electronice, în special în convertoare DC-DC, drivere de MOSFET-uri și, eu știu, alte integrate de alimentare. Iar acest prescurtat UVLO, under voltage lockout, asigură că dispozitivul nu funcționează până când tensiunea de alimentare nu atinge un nivel minim specificat. Odată ce tensiunea scade sub anumit prag, acest mecanism va dezactiva dispozitivul pentru a preveni funcționarea neregulată sau, știu, să avem un potențial dăunător. În fine, despre asta o să vedem mai târziu. Pinul 4 AGND, adică analog ground, sau tradus pinul de masă analogic, este punctul de referință pentru toate tensiunile care le avem în circuit și este conectat intern la P-ground. Pinul 5 SS este folosit pentru funcția de pornire lentă, adică soft start, și există o sursă de curent internă de 8 microamperi care încarcă un condensator extern pentru a genera pornirea lentă. Și aici este necesară o capacitate minimă, dar despre asta discutăm mai târziu. Apoi avem pinul FB. Acesta este pinul de feedback și este conectat intern la circuitul de reglare, la comparatoarele de supratensiune și de scurt circuit, iar punctul de referință pentru reglare este de 0,8V la acest pin de intrare. Adică aici conectăm divizorul din rezistențe, de feedback, între ieșire și a ground pentru a seta tensiunea de ieșire. Apoi avem pinul V-out, după cum spune și numele, tensiunea de ieșire. Deci pinul de tensiune de ieșire este conectat aici la bobina internă din acest modul, iar pentru cea mai bună stabilitate și funcționare, aici se recomandă să conectăm un condensator de ieșire între acest pin și P-ground. Iar acest P-ground